Bună, dragilor, ne revedem astăzi la un videoclip un pic inedit, aș zice eu, pentru că nu mă vedeți des în ipostaza asta, suntem la baie astăzi, pentru că vom face o rutină de îngrijire a tenului. Am primit zilele acestea un colet tare, tare frumos de la Bastor. V-am spus despre acest colet și la mine pe Instagram, iar dacă încă nu mă urmăriți acolo, mergeți repede la linkul din descriere, pentru că pe Instagram postez ceva mai des, postez și la story. Și după cum vă spuneam, astăzi vreau să vă arăt o minunăție de colet ce a ajuns la mine. Cam asta se afla în interiorul coletului. Ne vom face împreună rutina de skincare și sunt super, super nerăbdătoare să încerc aceste produse. Apropo, sper că nu mă auziți cu eco sau, nu știu, ceva neregulă. Am și geamul deschis, probabil se aud păsărelele pe afară. Dar să revenim la subiectul clipului de astăzi, am aici o gentuță tare, tare frumușică. Din partea celor de la Yves Rocher și Bastor, am astăzi să vă arăt aici o mulțime de produse. V-am spus că mi-a ajuns coletul în care se găsea această gentuță frumușică foc, iar în interior avem un săculeț tare, tare drăguț și el. Iar mai departe avem un porfar mai micuț în care am pus eu produsele și câteva broșuri. Stați un pic să vi le arăt. Aici este broșurica din partea celor de la Yves Rocher. S-au lansat noi game și am primit și eu spre testare câteva produse de care sunt tare, tare încântată. Și eu am primit gama pentru tenul normal spre mixt cu apă de albăstrele, din câte am văzut eu și din câte am citit în această broșurică, ceea ce pot spune că apreciez foarte mult, este că toate ambalajele produselor sunt 100% reciclate și reciclabile și de asemenea au ingrediente foarte clean, sunt ingrediente bio. Cu ce să începem? Cu ce să începem din acest porfar magic? Haideți să vă arăt. Un demachiant foarte, foarte drăguț pentru ochi este bifazic, conține ulei. Pe acest demachiant pentru ochi, este pentru ochii sensibili, să știți, scrie că albăstrelele sunt cultivate în câmpurile lor dintr-o localitate din Franța. Deci avem aici un produs fără parfum, cu 97% ingrediente de origine naturală. Sunt sigură că va fi foarte, foarte blând cu ochii mei și abia aștept să încerc acest demachiant. Iar apoi, tot pe partea de demachiere, mai avem aici The Purifying Makeup Removing Micellar Water. Avem o apă micelară care are un efect purificator. Aceasta poate fi folosită pe întreaga față, chiar și pe ochi, dar eu astăzi voi folosi pe ochi demachiantul pe care vi l-am arătat mai devreme și pe restul feței această apă micelară. Mai departe, avem și o spumă. Este ceva nou această spumă, pentru că eu nu am mai încercat niciodată o spumă pentru curățarea feței. Recent am încercat un ulei de demachiere, dar la nivelul acesta la spumă chiar nu am ajuns încă. Următorul produs, avem aici o mască, The Purifying Clay Mask. Este o mască cu argilă, am mai folosit în trecut măști cu argilă, dar aceasta este cu argilă albă și cu argilă albă nu am mai folosit. Și ce mi se pare mie interesant este că această mască are în ingredientele sale mentă piperată. Nici nu am mai auzit de un produs care să conțină ingredientul acesta și nici nu am mai folosit. De asta sunt tare, tare curioasă cum va fi și masca aceasta. Scrie că trebuie să o lăsăm să acționeze timp de 5 minute. Asta vom face și noi după ce ne vom, de fapt după ce eu mă voi demachia și voi folosi celelalte produse. Iar ultimul produs, care e foarte drăguț, are un ambalaj așa cu spray. Această apă florală conține porumb, din câte văd eu aici, și am văzut în broșură că această apă este pentru conturul ochilor. Din nou, un alt produs pe care eu nu obișnuiam până acum să îl folosesc în rutina mea de skincare, pentru că voi știți și din videoclipul anterior pe care l-am filmat, eu cred că vara trecută, deci are cam un an acel videoclip, sau poate și din alte vloguri de ale mele, faptul că eu mențin o rutină de skincare super simplă, la obiect, așa, fix cu ce am nevoie, dar acum sunt mai mult decât încântată să folosesc aceste produse și voi folosi și această apă florală pe conturul ochilor. Și acum, gata, produsele fiind arătate, prezentate, eu o să iau o dischetă de machiantă și vom începe
cu demacherea ochilor. Am pus aici demachiantul. Avem aici demachiantul bifazic și nu știu dacă am menționat, dar e prima oară când folosesc aceste produse. Le-am mai mirosit, le-am mai testat un pic pe piele, dar nu le-am folosit niciodată pe toate împreună să văd un rezultat. Punem câteva picături pe dischetă și haideți să vedem. Miroase super frumos acest demachiant. Miroase natural, parcă aș fi la mine în curte și aș sta pe leagăn și aș mirosi pur și simplu copacii din jur, brăduții. Miroase tare, tare bine și cred că și demachează după ce am eu aici pe dischetă. Sper că nu arăt acum tare caragios, pentru că eu nu prea văd ce se întâmplă. Ați văzut că la ochi am fost dată cu un fard și cu rimel. Deci am zis că să testăm totuși acest demachiant. Și gata, se pare că nu mai am niciun pic de machiaj la nivelul ochilor. Îmi place tare, tare mult cum demachiază și se vede și se simte consistența uleiului. Mie mi se pare că demachiază chiar destul de ok. Și acum voi trece la apa micelară, cu care mă voi demachia pe toată fața. Am spălat un pic discheta, pentru că știți că eu folosesc dischete din astea reutilizabile, și voi pune pe dischetă apă micelară. Nu știu exact dacă ăștia sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi, însă eu vă arăt aici exact cum fac eu. Ia să vedem și apa micelară, care și ea, să știți, are un miros foarte plăcut. Wow! A luat din prima o grămadă de fond de ten și ce-am mai pus eu aici pe față. Cred că a luat orice urmă de machiaj. Chiar sunt super uimită de această apă micelară. E una foarte bună. Printre cele mai bune, aș putea să spun eu, încercate de mine, bineînțeles. Și acum că am terminat cu apa micelară, cu demacherea tenului, voi trece eu la chiuvetă și voi lua acea spumă și vă spun și voi impresiile mele. Să știți că între timp m-am spălat pe față cu spuma, proces pe care nu vi l-am filmat pentru că nu prea aveam cum aici în baie, dar se aplică la fel ca orice altă spumă sau gel de curățare. Simt că mi-a curățat fața foarte bine. În momentul acesta fața mea se simte atât de fină și catifelată. Iar acum vom testa această mască purificatoare. O voi aplica pe toată fața, având în vedere că este pentru tenul mixt gras. Cred că persoanele care nu au tenul așa pe toată fața și au doar în zona T ar putea să aplice doar în zona T. Eu încerc să o dozez un pic mai mult aici pe centrul feței și o să vin ușor și către margini, dar nu insist prea mult. Am aplicat și masca și acum o să merg să mă spăl pe mâini și o să stau cu ea 5 minute, dar înainte vreau să vă spun că miroase super, miroase extrem de natural, floral, îmi place super mult și mirosul acestei măști și să știți că eu nu prea am întâlnit o mască care să miroasă așa drăguț. Gata, vă las, ne vedem peste 5 minute când o să-mi demachez această mască cu apă călduță, iar apoi ultimul pas voi reveni cu acea apă în jurul ochilor. Am plătit și masca după cele 5 minute și din nou vreau să vă spun că tenul meu se simte foarte bine, catifelat, fresh, chiar îmi plac super mult aceste produse și încă o dată vă recomand să le încercați dacă nu ați făcut-o până acum, plus că eu știu că sunt și la un preț foarte bun, așa că eu zic că nu avem ce pierde. Acum, ultimul pas din rutină. Voi aplica această apă pentru conturul ochilor pe o dischetă de machiantă pe care am spălat-o. Aplic câteva spray-uri și acum voi merge pe conturul ochilor. Vă spun drept și acest pas este nou pentru mine. Sper că fac bine ceea ce fac și probabil mă gândesc eu în legătură cu acest ultim pas. Se vor vedea rezultatele în timp. Mi-a plăcut tare, tare mult să încerc aceste produse. Toate produsele Yves Rocher îmi plac la nebunie. Sunt tare, tare încântată că le-am primit și le mulțumesc celor de la Bastor și Yves Rocher pentru această ocazie, pentru că m-au ales pe mine să testez aceste produse. Sper că v-a plăcut și vouă videoclipul de astăzi. Spuneți-mi, vă rog, dacă voi ați încercat produsele de la Yves Rocher, dacă știți de această nouă gamă, de fapt de aceste noi game, pentru că sunt mai multe, și lăsați-mi toate părerile voastre în cutiuța de comentarii.
Noi ne revedem data viitoare la un nou videoclip, tot aici la mine pe canal. V-am pupat! Pa, pa! Fearless.